În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preacuvioase părinte stareți, preacuvioși părinți și frați iubiți, credincioși, frați în Domnul, din mila lui Dumnezeu suntem în duminica nouă după Rusalii, am ascultat Evanghelia de la Matei, din capitolul 14, suntem la sfârșitul anului bisericesc. Știm că anul bisericesc se încheie cu luna august și se va încheia cu o mare sărbătoare, un joi, tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. De ce spun asta? Pentru că am ascultat Evanghelia de la Matei, capitolul 14. Ar fi fost bine să ascultăm tot capitolul 14, dar terminăm sau îl începem joi, pentru că capitolul 14 ne introduce în Evanghelia de astăzi. Cum vom vedea și joi, Irod caută ceilalți mai mult să scape de Ioan Botezătorul și găsesc un bun prilej să-l ademenească, să-l nebunească de cap pe Irod, să-l omoare. Și ne spune Evanghelistul Matei în capitolul 14, versetele 22-34, cum am ascultat astăzi, că Iisus, auzind că Irod l-a omorât pe Ioan, știa sigur că el e următorul. Știa sigur că următorul om care trebuie să moară după Ioan Botezătorul este el însuși, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. De aceea ne spune Evanghelistul că s-a dus cu corabia într-un loc pustiu. S-a dus singur. S-a dus ferit deoparte. Și mulțimile, ca de obicei, au dat de el și au venit mulții multe și au stat o zi întreagă lângă Mântuitorul și am ascultat duminica trecută, v-a explicat și Părintele Serafim, cum Mântuitorul, văzând că oamenii n-au nimic de mâncare, le-a făcut înmulțirea pâinilor. La atâția mii de oameni, mii de bărbați, plus femei, plus copii, bătrâni, le-a înmulțit pâinile, a mulțit peștii și la sfârșit ne spune Evanghelistul, și cu asta am început noi astăzi, Mântuitorul îi silește, îi obligă pe cei 12 apostoli să se suie în corabie. Îi mână de acolo, foarte insistent, până ce el va da drumul mulțimilor. Adică până ce el va da binecuvântare la fiecare om în parte ca să se ducă la casa lui. Noi cei de la Sighișoara știm și de pe vremea Părintelui Ghelasie și știm și de pe vremea Părintelui Stareț Emanuel că oamenii când vin la mănăstire, după ce și-au făcut treburile și s-au pus în rânduială, iau binecuvântare de drum. Iau binecuvântare de a pleca la casele lor cu folos. Tot așa. Și de acolo știm și noi, preoții și călugării, de la Mântuitorul. Mântuitorul dădea drumul mulțimilor, adică dădea binecuvântare mulțimilor. Și dacă am citit cu atenție tot capitolul 14 și ne-am uitat cu ochii mari deschiși, am putea reconstitui o zi și o noapte din viața Mântuitorului Iisus Hristos. O zi și o noapte din viața lui Iisus Hristos din Nazaret. Și ziua a început așa, că el a plecat acolo în loc pustiu, de unul singur, să se roage, să se ferească, să vadă ce-i de făcut de acum încolo. Și nouă ni s-ar părea că îi ușor lui Iisus, că fiind Dumnezeu trece așa, defilând prin viață, sau trece fără să simtă durerea amenințărilor, durerea necazurilor, durerea foamei, a oboselii, a grijilor, a stresului, a împietririi oamenilor. Și hai să vedem ziua Mântuitorului. Ziua de dimineața a început cu mii de oameni care veneau cu bolnavii lor. Veneau cu handicapați, cu ciungi, cu orbi, cu bolnavi mental, cu demonizați, cu oameni cu griji foarte multe. Și toată ziua Mântuitorul i-a învățat, i-a vindecat,
I-a învățat ce trebuie să facă de aici încolo. Vine seara, se apropie seara și vin apostolii. Oamenii n-au nimic de să mănânce. Dă-le drumul mai devreme ca să meargă. Și Mântuitorul îi pune pe apostoli să le împartă pâinile pe care el însuși le mulțește și peștii. Și se face seară deja. Și Mântuitorul, vedem, insistă tare mult ca apostolii să plece. Apostolii aveau un drum numai a lor de făcut în noaptea aceea și trebuia să-l înceapă cât de repede. Mântuitorul dă drumul mulțimilor, se face întuneric. Ne spune Evanghelistul că se suie în munte. Deci s-a suit undeva mai sus ca să se roage de unul singur. Și continuă Evanghelistul că apostolii o pățesc pe mare, începe furtuna și Iisus vine noaptea și trece pe lângă ei. Și vom spune mai încolo, dar e bine să știm și cronologic ce face Iisus într-o zi și o noapte. Pentru că Iisus în ziua aceea n-a mai stat să doarmă. Îmi vine să zic că n-a mai stat să doarmă nici noaptea aceea. Și ne spune Evanghelistul și să vă faceți bine ideea în minte că la straja a patra din noapte, Iisus vine mergând pe mare la apostoli. Apostolii erau învăluiți de valuri, vântul le sufla în contră, erau pescari, dar știau cât de greu se duce o furtună. Și ce înseamnă straja a patra din noapte? Cei care ați făcut armata, îi ziceți, nu strajă, îi ziceți planton. Cei care lucră la spital, îi ziceți gardă. E mai lungă decât o strajă. Ei, în vechime, zicea și la o strajă, erau patru străji. Era prima, de la ora 6 după amiaza, până la 9 seara, când se lăsa întuneric. A doua, de la 9 până la 12 noaptea. A treia, de la 12 noaptea până la 3 noaptea. Și de la 3 noaptea până la 6 dimineața era straja a patra. Ei, a dormit Iisus în noaptea aceea, vă întreb eu așa, dacă la straja a patra, adică pe la 4-5 dimineața el ajunge la apostoli, a mai dormit Iisus în noaptea aceea? Cu siguranță că nu. Așa arăta, ca să încheie ideea asta, așa arăta o zi și o noapte din viața lui Iisus. O zi plină de oameni, o zi plină de necazurile oamenilor, o zi plină de cuvânt, de îndrumare, de frământare. Seara minună, pe urmă dă drumul la mulțimi, trimite apostolii, vine, se duce și se roagă. Pe la 9, să zicem, când a început straja a doua, poate a început deja să se roage și se roagă mult timp în noapte, de apucă și vine pe la 4-5, se intersectează cu apostolii care erau învăluiți. Și am spus că Mântuitorul a insistat tare mult ca apostolii să o ia înainte. Apostolii aveau de înfruntat furtuna. Și aveau de înfruntat furtuna fără Iisus. Iisus a insistat să rămână ei, numai cei 12, să o ia înainte, erau pescari. Nu era un lucru mare să traversez lacul Genizaret. Dar Iisus știa că vine furtuna. Și furtuna, ne spune Evanghelistul, le sufla vântul împotrivă, valurile erau cum erau, ei se scufunde. Și era noapte. Era și pentru ei după o zi întreagă de muncă. Era o noapte nedormită. Era o noapte, să zice așa, după de la cer până la pământ. Pentru că la un moment dat apostolii au fost până la cer. După amiaza aceea și seara au fost până la cer. Când a văzut că Iisus înmulțește pâinile la mii și mii de oameni, erau până la cer. Și s-au umplut inimile lor de bucurie și de credință. Și facem acum și dregem și nu ne mai teme de nimic. Dar vine furtuna și ei sunt singuri. Vine furtuna și ei sunt singuri în corabie. Și gândiți-vă că a mers furtuna toată noaptea.
Ei pe la 8-9 au început să călătorească, dar până la 5. Numai un om care face gardă sau care face strajă sau care, să zic așa, lucrează schimbul 3, știe cât de greu e noaptea când te ia și somnul și te ia și slăbiciunea firii. Da, să te mai ia și valurile, să te mai iau și vânturile, să simți că corabia în care ești se clatină și se poate scufunda oricând. După ce ai fost la cer, după ce ai fost lângă Iisus, după ce ți s-au părut toate foarte ușoare și nimic cu neputință. Dar în mijlocul încercării, pe la 5, când credeau că nu mai ajung pe țărmul celălalt, ce se întâmplă? Iisus vine pășind pe mare. Iisus vine pășind, călcând cu picioarele Lui ca și cum se plimba pe o câmpie, pășind pe mare, da, să uda în partea de jos a hainei, dar călca pe mare, pentru că Iisus vine ca stăpân. Iisus nu se teme de valuri, nu se teme de necaz. Dumnezeu calcă peste necaz, Dumnezeu calcă peste valuri și se apropie de ei. Și ei, la un moment dat, se sperie că în noaptea aceea de groază, numai atâta mai lipsa o fantomă, ziceau ei. Numai atâta să ne mai sperie și cine știe ce, că spune evanghelist, o nălucă au crezut că e. Și zicea că numai o fantomă mai lipsa sau să-i sperie ceva, vreun duh necurat, să-i sperie că erau și gata. Erau gata cu noaptea aceea, de la cer până la pământ. Dar Iisus le spune, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Și Petru, cum îl știm pe Petru, că era mai putezător și poate curajul era mai mare decât credința și dorința mai mare decât trăirea, îndrăznește și să facă și el ca Mântuitorul, să meargă și merge câtva timp pe mare către Iisus, dar îl cuprinde îndoiala, îl cuprinde gândurile de frământare și începe și se scufundă. Iisus îl prinde repede cu mâna și se suie amândoi în corabie, se liniștește furtuna și ajung la liman. Aceasta a fost o zi și o noapte din viața lui Iisus. O zi și o noapte din viața lui Iisus. Și noi acum trebuie să tragem învățămintele, pentru că vedeți dumneavoastră, noi toți oamenii avem ceva în comun și avem ceva de care nu putem scăpa și se numesc necazurile. Toată lumea, mai ales de când începe și devine om matur și devine om responsabil și devine responsabil pentru alții. Sau câteodată și de tânăr încep necazurile în viață. Și vedem că Dumnezeu are un stil de a se confrunta cu necazurile care nu ne place nouă. Ați văzut cum a făcut și Mântuitorul cu apostolii? Ei, dacă era după capul lor, mai stăteau să-i mai laude oamenii, să se mai bucure de Iisus, să mai ne odihnim. Dar Iisus știe că vine necazul și trebuie să înfruntăm necazul. Știe că le vine încercarea apostolilor și îi mână, îi silește, îi obligă să intre în curatie. Pentru că Dumnezeu știe că noi toți avem necazuri. El însuși avea necazuri. Iisus, gândiți-vă că El știa că pe listă e următorul care va fi omorât. El știa ce înseamnă un rege capricios, care la o petrecere, la un chef, îi vine așa să omoare un profet. Îi vine așa să omoare un preot. Îi vine așa să omoare pe cine vrea. Iisus avea necazuri. Avea necazuri cu oamenii. Avea necazuri cu furtunile. Avea necazuri cu toată lumea aceasta care îi se opunea. Dar știa, și asta ne învață pe noi, că necazurile nu se pot ocoli. Mai ales, să zicem așa, necazurile care țin de trupul tău. O boală, aia nici nu mai poți ocoli. Sau mai poți amâna. Sau te poți face că nu te doare. Te poți preface că n-am nimic. Te poți eschiva cumva de la necaz. Nu! Și Mântuitorul știe că de la necaz nu te poți eschiva, ci trebuie să treci prin necaz.
Ori de ce fel ar fi aceste case, trebuie să treci prin ele. Chiar dacă vântul ți-e împotrivă. Chiar dacă prietenii și toate din jurul tău sunt împotrivă. Chiar dacă vin valurile și toate te clatină. Trebuie să treci prin necaz. Și la un moment dat, în necaz, vine Iisus Hristos mergând pe mare și ușurează necazul. Și poate sună puțin abstract. Și poate sună puțin a filozofie. Dar dacă venim la lucrurile mai concrete, noi suntem aici la mănăstirea ctitorită și condusă și pusă pe calea cea bună de către Părintele Gherasie. Și Părintele Gherasie, cum ne-a dat și nouă și vouă de foarte multe ori canon de rugăciune. Și se făcea un canon de rugăciune care nu e o zi sau două sau trei. E ca la Evanghelie, a patra strajă, adică 40 de zile, când vineai cu un necaz la Părintele Gherasie, facem rugăciune, zicea. Facem canon de 40 de liturghii. 40 de liturghii. Și insista foarte mult Părintele să nu întrerupi. Să nu întrerupi canonul care ți l-a dat. Să-l faci complet. Când se termină, să vină înainte de a se termina. Că poate mai trebuie încă o dată. Trebuie legat canonul. Și durează canonul. Cum a durat și la apostolii de astăzi, Iisus putea să vină în corabie de când a început furtuna. Iisus putea să le zică, vedeți că vine furtuna, dar nu vă temeți că și așa se duce furtuna aceasta și nu o să pățiți nimic. Dar Iisus știe că vine necazul. Și necazul durează. Durează pentru că trebuie să treci prin el. De aia și Părintele insista. Canonul trebuie făcut complet. Trebuie să ai răbdare până se termină. Trebuie să ai răbdare până Dumnezeu dă rezolvarea. Trebuie să ai răbdare până vine Dumnezeu în viața ta. Și de aceea insista și Părintele ca în timpul canonului să te spovedești, să te împărtășești. Ca în timpul canonului să nu-ți pierzi nădejdea, să nu-ți pierzi curajul, să nu-l întrerupi. După trei zile, dacă vezi că nu ți se rezolvă, dacă vezi că nu te poți lăsa de o anumită patimă, sau nu se oprește soțul din băutură, sau mai știu eu ce, sau nu se vindecă imediat cum vrei tu, nu te oprești. Pentru că așa au făcut și apostolii. Și de aceea Iisus i-a obligat să se suie în corabie. Când te-ai suit în corabie, nu te mai poți da jos din corabie. Decât cu un risc foarte mare. Să te neci. Dacă te-ai pornit cu corabia, nu te poți răzgândi. Nu te poți opri într-un loc. Nu te poți, lasă că mă sui în altă corabie. Lasă că încep alt canon. Lasă că mă duc la alt preot. Lasă că sun pe alt duhovnic. Lasă că mă duc la altă mănăstire. Nu! Necazul merge liniar și trebuie să meargă prin mijlocul furtunii. Și la un moment dat, poate la 40 de zile, ne spunea Părintele Gherasie, sau mai devreme, se rezolvă lucrurile. Și Iisus vine pe mare, nesperat. Vine rezolvarea nesperată și minunată a unui necaz. Când nu mai întrezărești că ar mai veni vreodată, când crezi că e gata, e gata, ne-a înghițit valul. Eu trecut toată noaptea și n-am făcut nimic. N-am cunoscut nimic. Așa zic unii oameni necredincioși care vin și fac canonul. Și n-am cunoscut nimic, a dat banii degeaba. Ei, n-ai dat banii degeaba și n-ai cunoscut nimic pentru că n-ai terminat încă. Și abia la straja a patra din noapte vine Mântuitorul Iisus Hristos și vine în corabie. Și aș mai spune încă ceva, cei care faceți tot de la Părintele Gherasie, acatistul Mântuitorul nostru Iisus Hristos, la canonul, la condacul al patrulea, spunem așa, vifor de gânduri doielnici având într-o sine Petru se afunda, dar văzându-te pe tine și primind mâna ta cea mântuitoare, a zis Aliluia. Adică vifor de gânduri îndoielnice, având Petru întru sine, se scufunda în apă. Și ne învață acest lucru pe noi astăzi că
De fapt, furtunile mai mari nu sunt în prejurul nostru. Necazurile și furtunile cele mai mari și greutățile nu sunt în prejurul nostru. Sunt în lăuntru nostru. Vifor, adică furtună de gânduri îndoielnice, având Petru întru sine s-a afundat. Furtună de gânduri, nu gânduri. Și cu toții știți ce înseamnă furtuna de gânduri. Cu toții știți ce înseamnă furtuna deznădejdii. Și când te sufocă gândurile și te apucă toate gândurile, mai ales în timpul liturghiei, sau mai ales când îți faci canonul acasă și îți vine în minte tot ăla care te-a supărat sau pe care l-ai supărat. Tot omul pe care nu-l poți suporta, ăla vine în timpul rugăciunii și stai și te cerți. Tu citești acatistul sau rugăciunile de seară, dar tu mintea ta te cerți cu el și îi spui: ei, aia înseamnă vifor de gânduri îndoielnice, aia înseamnă furtună. Și furtuna asta vine Mântuitorul să o calmeze. Furtuna asta vine Mântuitorul să o liniștească. Sunt lucruri greu de priceput, dar sunt lucruri pe care le trăim fiecare în parte. Și necazurile le avem fiecare în parte. Toată lumea are acasă necazuri. Toată lumea are acasă, ba pe cineva bolnav, ba pe cineva care e dezordonat, ba cineva care îi face rele, ba tu ești ăla care produci necazul și greutăți celorlalți. Dar Mântuitorul ne învață astăzi că nu e altă soluție decât să trecem prin necaz și mai e încă una, să trecem cu El prin necaz. La capătul necazului trebuie să ne întâlnim, pentru că vă spun ceva. În viețile noastre, necazurile se înșiră cum au călugării, ca nodurile pe o sfoară. Ca nodurile pe o sfoară și termin un necaz și vine celălalt. Și mai trage odată și vine încă unul. Și tot timpul necazurile sunt noi. Și tot timpul ne iau prin surprindele. Și nu suntem pregătiți pentru niciunul. Dar ele se vor termina. Și necazul în sine se termină după o perioadă, dar în viețile noastre toate se vor termina. Ce e important și cu asta vreau să închei? Ca noi să rămânem cu Iisus. Asta au făcut astăzi apostolii. După o zi, de la cer până la pământ și până în fundul lacului, până acolo se vedeau ca Iona, se vedeau scufundați. De la cer până în fundul apei. Dar au rămas cu Iisus. Și acest lucru a rămas până la urmă. Pentru că necazurile vor trece. Greutățile vor trece. Și noi, dacă nu rămânem cu Iisus, cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos, tot n-am făcut nimic. Adică avem numai o pauză de necaz, ne întoarcem la ale noastre și batem pasul pe loc. Dar cine rămâne cu Mântuitorul Iisus Hristos, cine rămâne cu dragostea Lui, la un moment dat te uiți în spate și nu merg ca psalmistul. Prin câte rele am trecut și din toate acestea m-a izbăvit pe mine Domnul. Din toate acestea m-a izbăvit. Și la un moment dat spune Sfântul Isaac Siru, la sfârșitul vieții sau dincolo de mormânt, omul o să uite necazurile. Omul va uita și necazurile prin care a trecut în toată viața lui. Spune Sfântul Isaac Siru că va uita și păcatele. Nu că va uita că le-a făcut. Va uita ce e ăla păcat. Vom uita cu totul ce înseamnă ispită. Vom uita cu totul ce înseamnă să greșești, să faci rău sau să-L superi pe Dumnezeu. Dar până atunci să revenim cu picioarele pe pământ sau măcar în corabie, să fim cu picioarele alături de Iisus Hristos și să rămânem cu Iisus Hristos. De aceea și canoanele care vi le dau preoții, să le faceți. Să le faceți cu credință și cu credința ca la sfârșitul necazului să rămânem cu Iisus, să rămânem cu El în corabie, să rămânem și vă mai spun încă un singur lucru. La un moment dat am făcut și eu un canon la Părintele Ghelase și mi-a dat acatistul Mântuitorului. Și s-a terminat canonul. Și m-am lămurit și nu m-am lămurit de ce aveam. Și i-am spus: Părinte, ce mai fac? Mai continui canonul? Până când îl mai continui? Și mi-a zis Părintele așa: până îți iese sufletul. Atâta să continui canonul, până îți iese sufletul și până te întâlnești cu Domnul nostru Iisus Hristos,
căreia se cuvine slava împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Amin.